Atunci când am vorbit cu el, i-am zis unde vrei să filmăm. Pe Bernabeu, pentru că este un loc special, un loc special pentru mine. Am vorbit atunci cu Butragoiene și am cerut permisiunea să semnăm pe Bernabeu și a zis tot stadionul este al vostru. Am fost primit extraordinar și a stat de dimineața până seara Butragoiene cu noi. A zis ce aveți nevoie, sunt aici lângă voi și a stat. Serios? Da, când am filmat toate cele, cred că o oră și jumătate cât am filmat Butragoiene și a luat un scaun și a stat, am terminat, ne-am dus, am făcut ture la stadion, ne-am prezentat terenul, am intrat în vestiare, deci asta înseamnă să fii un club mare, să strategi foștii jucători sau foștii adversari cu mare respect. Și l-am întrebat, zic, băi lui, s-ai jucat și la Barcelona și Real Madrid? Ia zi, Barça sau Madrid? Nu ne aude nimeni. Și zic că a zis Madrid. Aici este casa mea, aici am făcut performanță. Ai dat de gol. Da. Da, păi o spune public, că nu are niciun fel de emoție să spună public. Da. Și am zis, zic, oricum nu ne filmează, zic, Barça sau Madrid? Madrid.